Bine v-am regăsit la horoscop. Pentru următoarele 30 de zile, soarele tranzitează un sector favorabil. Ce capitole de viață sunt influențate benefic pentru fiecare semn zodiacal, puteți viziona în momentele ce urmează. Berbec. Relația de cuplu poate merge foarte bine. Comunicarea cu partenerul de viață este cheia unei relații armonioase. Totodată acasă, aplanarea sau prevenirea unui conflict cu ceilalți membri ai familiei te apropie și mai mult de partenerul de viață. Pentru cei care nu au o relație, este un moment favorabil să-și găsească un partener. Taur. Beneficiezi de conjuncturi favorabile în contrapartidă pentru binele pe care le-ai făcut în trecut de-a lungul vieții. Astfel, dacă ai fost generos și ai ajutat material persoane aflate în dificultate, beneficiezi acum de creșterea veniturilor obținute prin muncă. Totodată te poți bucura neașteptat de scurte, dar frumoase ieșiri la distracție. Gemeni, te bucuri de o perioadă favorabilă deplasărilor turistice. Ai o stare fizică bună și plină de energie care îți permite să te distrești și să te simți bine. Banii câștigați recent pe care i-ai pus deoparte te ajută să faci față cheltuielilor. Iar dacă nu poți pleca nicăieri, poți petrece momente frumoase acasă împreună cu familia. Rac, principala ta preocupare de moment ar putea fi căminul familial și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru întreaga familie. Astfel, prin adoptarea unei poziții corecte față de toți membrii familiei și printr-un dialog neîntrerupt cu aceștia, rezolvi unele probleme ale casei și ale familiei din cauza cărora nu-ți găseai liniștea de multă vreme. Leu. Pentru nativii acestei zodii sunt puține lucruri de spus, dar bune. Astfel poți primi o veste bună legată de activitatea ta profesională pe care o desfășori și din care îți câștigi existența, fie că ești angajat sau întreprinzător independent. Altă veste bună este legată de câștigurile financiare pe care le poți realiza în viitor prin muncă. Fecioară. Sunt favorizate câștigurile materiale și financiare realizate prin valorificarea muncii și efortului tău și prin punerea în valoare a inteligenței și a talentului tău. Astfel, poziția plină de autoritate pe care ai dobândit-o în plan profesional în domeniul tău de activitate și respectul pe care l-ai câștigat prin atitudinea ta la locul de muncă îți aduc creșterea ale veniturilor. Balanță. Aglomerația de evenimente din viața ta te pot pune din greu la încercare. Cu toate acestea, oboseala nu se atinge de tine și te bucuri de o stare fizică bună și ești plin de energie și optimism. Cel mai mare ajutor îl primești din partea cunoscuților care te respectă și te apreciază, iar încurajările lor reprezintă un puternic suport pentru tine. Scorpion. Este o perioadă în care poți afla răspunsuri la întrebări ce privesc destinul tău. Asta dacă ai avut vreodată astfel de frământări sufletești. Este posibilă recuperarea unei pagube materiale pe care ai suferit-o în trecut, care nu a fost decât o pedeapsă a destinului pentru faptele tale egoiste pe care le-ai comis. Dar reparația vine cu condiția să fii înțeles unde ai greșit. Săgetător. Poți atinge o poziție cu mai multă autoritate la locul de muncă. Trebuie doar să fii foarte atent la partenerul de viață, deoarece el poate veni cu sfaturi utile pentru această ascensiune sau te poate chiar ajuta direct prin poziția și relațiile pe care le deține. Prestigiul câștigat în timp, în activitate, te ajută în ascensiunea ta profesională. Capricorn. Te poți bucura de apreciere și respect din partea cunoscuților, totul din cauza bunelor rezultate pe care le-ai obținut împreună cu partenerul de viață în deplasările pe care le-ați avut în străinătate. Alt motiv pentru care poți fi bine văzut este reprezentat de conjuncturile favorabile de care beneficiezi în contul binelui pe care l-ai făcut în trecut. Vărsător. Dacă ai de susținut examenele, poți promova, bineînțeles, cu condiția să fii bine pregătit. Te poți baza pe intuiție, inspirație, pe soluția dată de vocea ta interioară, care îți va oferi numai răspunsuri corecte. Beneficiezi de un ajutor material și de unele conjuncturi favorabile care îți vor permite să te pregătești mai bine pentru probele pe care le-ai de susținut. Pești. În următoarele 30 de zile poți beneficia de un câștig material obținut fără efort din partea ta. Poate fi vorba de un împrumut de la o persoană fizică, de un credit bancar sau poți încasa despăgubiri din asigurări. Mai este posibil să primești o sumă sau un obiect de valoare materială considerabilă de la cineva apropiat. Acestea sunt previziunile privind tranzitul favorabil al Soarelui pentru următoarele 30 de zile. Vă mulțumesc pentru fidelitate, rămâneți în continuare alături de România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi pe pagina de socializare Adibun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, căci viitorul nu a fost hotărât dinainte.